Am revenit în direct, mergem tocmai în Turcia astăzi, că tot vorbim despre soare și lucruri frumoase, mă uitam la un, nu știu dacă e hotel, resort, palat de 5 stele extra, mega cel plus. Mai tare. Da, Zâna, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Am vrut să vă întreb, e de pe planeta Pământ? Da, nu, i-a zis să caută un hotel și el a găsit... Păi, probabil că este o ierarhie acolo și dacă este să fie ierarhie, apare Mardan Palace, hotel din, din zona Lara, din Antalya. Deci este cel mai tare resort de acolo, din zona? Printre. Știți ce se întâmplă în Antalya? Atât se construiește în fiecare an și atât de ambițioși sunt hotelierii, încât în fiecare an apare altul care trece pe primul loc. Dar Mardan Palace are un concept cu totul special, e construit de designeri, hotelieri și decorat. Și s-au investit foarte mulți bani acolo și e clar că e greu de depășit. Colegul nostru fiecare... spune că a fost la Hotel Antalya. Este Hotel Antalya? Este și Hotel Antalya. Ai fost tu? Construit anul trecut. Ne-am obișnuit când vorbim de Turcia să ne gândim în primul rând la Antalya, dar Turcia e o țară mare și e o țară cu foarte multă ieșire la mare. Dacă ne gândim că tot sudul Mării Negre este în Turcia și nu s-au grăbit să dezvolte acolo nimic turistic, nimic spre vânzare, pentru că le-a venit ideea genială să mute ponderea turismului pe Marea Mediterană, pentru simplu motiv că mai rapid vei recupera investițiile într-o zonă în care se face baie în mare 8 luni pe an. Da, și corect. În celelalte luni, oricum funcționează hotelurile, cred că ați văzut și voi iarna, toate echipele de fotbal se antrenează în Antalya, în Cipru sau în zone de... Acesta este hotelul de a fost colegul ăsta. Da, și acesta e hotel foarte frumos. Sultan of Dreams. Sultanul visurilor. No, așa ceva. Ai fost, mă, la hotelul ăsta, Iana? Da. Extraordinar. Deci. Cred că luna de miere, dacă ne gândim. Luna de miere, da, a fost. Suntem autorii sau coautorii acestui proiect. Ce noroc care asta cu luna de miere, așa ceva, că nu ajunge acolo oricum. Adică... Foarte frumos este de mers în Antalya, în Turcia și în zona Mării Egee. Poate a fost... prima destinație în care au mers românii. Toată lumea a auzit de Kushadasi, sau Kushadasi, cum zicem noi. Kushadasi, că... Kushadasi, ca să înțeleagă tot românul. Ei pronunță Kushadasi. Stațiune la Marea Egee, unde se poate merge și cu mașina, la fel ca și în Grecia, sau se poate merge în program cu autocar. Și atunci ai tarife foarte bune pe hoteluri de 3-4 stele de... cu regim de masă all inclusiv, ajunge să coste de persoană 200-300 de euro. Am înțeles. Coborâm spre Bodrum. Pentru Bodrum, Kushadasi, Marmaris, mai la sud, la Marege, avionul pleacă numai din București. De-aia nu se vinde foarte mult din zona noastră, pe același motiv pe care l-am invocat de atâtea ori, că nu vor de veni să se ducă la București, să zboare de acolo. Păi, e mai lung drumul până la București. E mai lung drumul până la București și devine vacanța, poate are un stres în plus. Dar am vizitat zona asta acum 2 ani și e de-a dreptul superbă. Ajungi în Marmaris, fiind acolo unde Marea Egee și Marea Mediterană se întâlnesc. Și o zonă de lacuri, o zonă cu ape albastre incredibil de frumoase, cu hoteluri foarte frumoase și acolo. Un pic mai liniștită, nu așa agitația care există în Antalya. Dar, inevitabil, ajungem în zona Antalya. Ajungem în zona Antalya, care a devenit capitala turismului de litoral. De fapt, când se vorbește, când spui turist de Turcia, primul lucru te gândești la Antalya. Chiar dacă iau mai mult, așa cum spuneai. Asta pentru că și din zona noastră se zboară de câțiva ani. Sunt curse charter de la Timișoara, de la Cluj. Cu colegii de la Christian Tour avem colaborare cu plecare din Cluj și ca un atu pe care îl oferă, turiștii pot opta și pentru transferul de la Deva la Cluj, inclus în tarif. Da. Deci mai ai stresul acolo... că mașina să o lași în aeroport sau să te ducă cineva să vină să te mai aducă înapoi. Cât durează? E aproape aeroportul de...
în Antalya, aeroportul este chiar în Antalya. Deci, chiar în 2001, când am fost eu prima dată, era un pic de aeroport. Cum era din Palma. Și nu vreți să știți ce au făcut nemții acolo. Noul aeroport din Antalya este făcut în colaborare cu Lufthansa. Și arată într-un fel. De fapt, la ce trafic de avioane este acolo. Când am plecat acum câțiva ani din Antalya, avionul a stat la coadă. Deci a fost prima dată când a văzut coadă de avioane la decolare. Fantastic. Aeroportul este în Antalya, dar golful Antalya, ceea ce numim noi și numesc turiștii că am mers în Antalya, de fapt este o lungime de litoral de cam 200 de kilometri, plecând din zona Chemer, acolo unde muntele și marea conviețuiesc, acolo unde pădurea de pini coboară până în mare. E zona mea preferată. Nu am și făcut rezervare acolo pentru sfârșitul verii. Mergem către zona Antalya, unde s-au dezvoltat hotelurile gen Mardan Palace, cum ne-a arătat Ciprian. Hoteluri, resorturi foarte, foarte frumoase, pentru că s-a profitat de o plajă de 12-14 kilometri, care nu era valorificată până la un moment dat. Și acolo există plajele cu nisip, cu intrare lină în mare, foarte apreciate pentru de familiile cu copii. În primul rând că este cel mai aproape de aeroport și atunci după ce ai stat cu copiii 2 ore în aeroport, încă aproape 2 ore în avion, debarcare, luat bagaje, ei devin un pic mai obosiți și e mai greu să-i urci într-un autocar, da, să mai facă un transfer până în Alania, care poate dura aproape 2 ore. Alania fiind cea mai îndepărtată stațiune de aeroport. Da. Dar nu înseamnă că nu e la fel de frumoasă și din cauza că e mai îndepărtată, acolo găsim hoteluri la prețuri mai acceptabile. Pentru că în zona Lara, hotelurile fiind de categoria 5 stele și vorbeam înainte de emisiune cu Ciprian că în Antalya, în cadrul categoriei 5 stele există cel puțin 5 subcategorii. Hai să ne spuneți, că e chiar interesantă chestia. Pentru că există un 5 stele standard, adică ne încadrăm strict în mărime cameră, câte restaurante, ne încadrăm. Deci are stelele de provință. Tot ce trebuie pentru 5 stele, da. Dar pe măsură ce înaintăm în aceste subcategorii, intervin amănunte, lux. Cam care ar fi, un amănunt la 5 stele și păi, ceva, să de zic. Exemplu, o cameră în hotelul Max Royal din Belek are 80 de metri pătrați. Cât un apartament? La un 5 stele standard plecăm de la un 20 și ceva de metri pătrați, ceea ce nu-i puțin. Nu, da, dar e o diferență. Sigur o să mă întrebe Dragoș de tarife. Da. Cel mai scump pachet de Antalya pe care l-am vândut noi în agenție acum vreo 2 ani, că între timp au mai crescut tarifele, să ne fie foarte clar. Pentru 2 persoane pe o săptămână a fost 7.000 de euro. Că era un cuplu care în cadrul unui resort de acest gen, din 5 stele de lux, și-au dorit să aibă numai pentru ei o vilă. Ah, am înțeles. Cu servire privată. În cadrul ultra all-inclusiv care există în toate hotelurile, deci, dacă vrei, se poate, exista dar, acest complex de vilișoare unde aveai un tratament și mai special. Acesta este resortul Max Belek din Max Royal. Max da, Royal. Max Royal Belek Golf Spa Belek Antalya Region. Hai să-l și vedem. Și regiunea este foarte faină acolo și ei au făcut hotelul ăsta umblând până și la plajă. Deci au adus nisip. Au adus nisip pe care l-au făcut să stea până și la intrarea în mare, că marea se joacă cu nisipul. Nu e așa acolo de... Nu e așa de, rog de, poza de cuminte. Asta. Nu vrea să intre. Cred că e... Își dorește calculatorul tău cu oamenii să vină să vadă la fața locului. Lângă de Max Royal... Vedem, că deja da. Îl iau și îl sparg dacă până la sfârșit poate că reușim să vedem și emisiunea și imaginea. Dar și să vă întreb, de ce nu le cad cum e la Dubai? Îl faci, ăla e de 7 stele. Nu, nici ăla nu e de 7 stele. Dar de ce au dat 7? Numai așa ca să sune bine? Se vorbește că hotel de 7 stele în sensul că ar merita 7 stele. Dar nu există categorisire hotelieră peste 5 stele. Plus, plus sau ceva.
Are fiecare, de exemplu, în Turcia, în cadrul sistemului All Inclusive, toată lumea știe de All Inclusive, fiecare hotel... Cred că este cel mai cunoscut sistem la turci. Da. Nu cred că poți să mergi la a la carte. Poți să mergi la carte la De exemplu, Mardan Palace, în anul în care s-a inaugurat, a vrut să fie hotel bed and breakfast, adică numai mic dejun. Uite acesta. Dar după... da, exact așa arată. Și teritoriul lui este și în spatele clădirii principale, care are forma asta de semilună. Și acolo sunt vile, este un aquapark imens, este un trenuleț care se plimbă în tot teritoriul, cu stații unde copilașii se urcă în tren, se duc la... prin ce excelează hotelurile astea mari din Antalya? Prin răsfăți pentru copii. Deci au cluburi, locuri de joacă cu apă, animatori, discoteci pentru copii, totul pentru copii. Deci părinții pot să nu mai aibă stres, îi pot da în grijă unor profesioniști și sunt sigur că sunt pe mâini bune. Am văzut, de exemplu, un hotel în Chemer, Aca Antedon, și grădină zoologică avea. Aca Alinda, deci, Hotel. Și Aca Alinda e un hotel foarte, foarte frumos. Da, uite, frumos. Asta mi-a plăcut. Limac Limra. Hotel resort, vă dau aici punctele forte, numeroase facilități pentru petrecerea timpului liber, piscină exterioare cu 5 tobogane, meniu special pentru copii, echipă de animație atât pe parcursul zilei cât și seara. Pe ce mai vrei? Da, turismul în Turcia, dar ziceam, cel mai scump pachet. Dar am vândut, de exemplu, pentru sezonul trecut, pe capăt de sezon, în luna sfârșit de septembrie, cred, o pereche care au plecat din Timișoara pe un hotel de 4 stele cu all inclusiv, au plătit sub 900 de euro. Da, aici cu bilet de avion, în care se include biletul de avion, sigur, tot. Bilet de avion, transfer, pentru că e clar, cineva te așteaptă la aeroport, se face transferul cu autocar, acolo ai asistență turistică, ți se propune excursii. Toată lumea crede că nu te duci în Antalya ca să pleci în excursii, dar sunt câteva programe foarte frumoase. Se poate merge de acolo, de exemplu, într-o excursie la Pamukkale, la terasele acelea de calcar foarte interesante, care sunt mai înspre centrul Turciei. Drumul durează câteva ore, dar experiența este cu totul specială. Oferte de ultimă oră, ultim minut, mai sunt? Din câte m-am uitat eu în sistemele de rezervări, nu prea mai sunt locuri la avion pe plecările imediat următoare. Dar nu înseamnă că poate nu vor fi mai încolo. Poate să mai apară ceva. Deci problema e nu că n-ar fi locuri acolo, ci avioanele nu mai fac. Deci sunt puse în mișcare câteva curse și în momentul în care s-au umplut și e foarte greu să ajungi cu mașina până în Antalya. Am văzut mașini cu numere de România la toate hotelurile. Greu și cred că nu rentează, mai bine mergi cu avioanele. Dar sunt persoanele care au mașini foarte puternice, le place foarte mult să conducă și probabil din care București n-au... Nu e atâta, că din București până la Istanbul nici mi s-a părut un... dar dacă să pleci din Deva până la Istanbul, pe saturi, că la București deja ești sătul de drum. Da, dar totdeauna există persoanele care au stresul de a urca în avion și atunci vei găsi întotdeauna și mașini. Hotelurile au și parcări, domnul. Da, distanța e cam mare. Da, dacă stai să faci un calcul, ești mai ieftin cu avion. Da, nici nu se pune problemă. Mm-hmm. Nu, păi numai la benzină. La două persoane. La două persoane, da, dar dacă ai și doi copii, da, peste 2 ani, deja de la 2 ani copiii plătesc biletul de avion. Cum a mers în luna de miere tânărul nostru coleg, nu? Bă, dar la luna de miere tot confortul, nu vrei să meargă să conducă până acolo, zicea, nu, gata luna de miere. Zicea soția, bă, până aici mi s-a dus toată dulceața de la miere. Vă dați seama că după o vacanță de 7 nopți, să zicem, că stai într-un hotel, să ai oboseala aia drumului, trebuie să-ți mai iei un concediu ca să te odihnești după concediu. Problema e întotdeauna cu plecările din zona noastră, să spunem așa, că de pe București se găsesc mai... Da, dar pe Antalya, v-am spus, sunt curse. Este atât Timișoara cât și Cluj. Sigur că da. Da. În această perioadă sunt și biletele de avion oarecum mai scumpe? Biletele de avion la cursele charter, e clar că ca și cost, e același cost, dar pachetele sunt făcute de așa natură încât în extra sezon pachet avion plus hotel va fi mai ieftin decât în iulie-august, când e cererea cea mai mare, dar nu mi se pare cea mai fericită perioadă de a te duce în Antalya. Este foarte cald, cald și foarte cald. Dar hotelurile sunt
amenajate. Chiar și terasele au genul ăsta de aer condiționat. De ventilație. Ventilații, să te stropească, să te audă. Să ceva, îți mai dau înghețată. Îți mai, v-am povestit că vin și îți aduc apă și rece și ți-o pun acolo lângă tine și îți atrag atenția că n-ai băut-o pe aia dinainte să te hidratezi. Deci o ia la serviciu de 5 stele de te-a pus și bați. Bă, dar mai plecat și mai lăsați-ne în pace. Era la Max Royal, ce era interesant și nu văzusem până atunci, era un tânăr, 15-16 ani, care conducea o bicicletă, ca o tricicletă, care ți aducea înghețata pe plajă. Bun. Dar în copilărie, nu știu, voi sunteți mai tineri, dar în copilăria mea exista și în sate așa ceva, un domn care venea și aducea înghețată. Deci am avut așa un șoc cultural, am zis ce se întâmplă, m-am întors în timp cu vreo 30 de ani, 40. Cât e un sejur la Max Royal Hotel? La Max Royal, pe o săptămână de persoană, se apropie de 2000 de euro. De persoană? De persoană, da. Deci undeva la 4000 de euro. Da. Da, pentru vârf de sezon. Un cuplu. Dar sunt amatorii de acest gen de vacanțe de lux care știu ce știu pe ce au dat acei bani. Deci, practic, ești tratat acolo și cu și așa se face scama. Vă scuzați un pic. Până auzi că îl cerți pe la bă, dar mă mai lași în pace, că ești tot pe capul meu de dimineață. Dar găsim și hoteluri, dacă ne ducem către zona Alania, Side, chiar și în Belek găsim hoteluri care între 600, 1000 și ceva de euro de persoană, foarte bune hoteluri. Și noi ne lăudăm că deja cunoaștem foarte bine, am adunat și informații de la turiști și când recomandăm un hotel știm de ce o facem. Principiul, cum spunea și colegul, principiul de all inclusive este foarte răspândit. Mai ales în zona Antalya, de fapt, turcii sunt oarecum, au descoperit că asta este un... Ei au inventat sistemul. Da, zonele fiind așa mai izolate unele de altele, ei în cadrul unui complex hotelier vor să-ți ofere tot. Ca să nu te mai duci la alții, până la urmă. Să te duci la alții înseamnă să iei un mijloc de transport. Ei au avut spații în care să construiască hotelurile, exceptând zonele unde sunt construite mai de mult și unde sunt mai înghesuite unele în altele, sunt teritorii foarte mari. Gen resort, am tot ce vreau. Uneori protestează turiștii, ne-a spus că hotelul e pe malul mării. Da, hotelul este pe malul mării, dar el are un teritoriu de sute de hectare unele dintre ele. Și deci e un mic oraș până la urmă, adică... Până la urmă, dacă tu vrei să ajungi dintr-o parte în alta în cadrul teritoriului, trebuie să te mai și plimbi. Da. Sau cam iei trenulețul la masă. Cât faci cu autocarul de la aeroport până la hotel? Păi, depinde de zonă, că vorbim de... Deci cele mai departe sunt... Ce mai... 100 și ceva de kilometri cam până în Alania, aproape 2 ore, sau în zona Chemerului, un 60-70 de kilometri pentru hotelurile cele mai îndepărtate. Sau cele de lângă aeroport care... Dar s-a dezvoltat foarte bine rețeaua rutieră, deci între Antalya și Alania există autostradă. Și transferurile sunt puse la punct încât să nu duci toți turiștii prin toate stațiunile. Sunt mai multe mijloace de transport, fiecare pe nu pe sunt probleme lui. Cu proteste și alte cele în zonele respective. În Antalya n-au fost niciodată. Știți că chiar am fost anul erau... trecut sau când, dar cu 2 ani au fost protestele la tur. Pe noi ne-au sunat de câteva ori în Antalya rudele să ne întrebe ce am pățit, dar noi nici nu știam că, că a fost un eveniment. Pentru că în concediu nu prea te uiți la televizor aici, e o pasiune asta, nu, cu uitatul la televizor. Da, cu uitatul la televizor. Ideea este că... Acum, nu-i bine să zic eu despre asta că suntem într-o emisiune. Nu, dar așa e, când mergi în vacanță... Acum, eu sper că se uită multă lume la noi, da? În vacanță. Dar concediile în Deva nu prea fi să-și facă. Să-și fac concediu la Deva, cam greu. Da, deci începe sezonul. Pentru cei care vor să aleagă, mai indicat sezonul ar fi... Sezonul a început. Da. Deci pe Turcia deja am avut turiști care s-au întors foarte încântați, că în luna mai au făcut baie în mare, s-au simțit minunat. Și mai, cum spuneți dumneavoastră, început de sezon și septembrie final... Septembrie și început de octombrie este superb să e chiar duci. Cel mai bine. E... Că nu e. Cine adică poate căldura profita de, aici, de asta, de fapt. Căldura încă este, marea e caldă, știți că există inerție și marea se răcește mai greu decât temperatura de afară și atât dacă e ziua mai scurtă. Dar prețurile... Dar dacă te duci acum calitate? În mai, început de iunie, când și ziua e... Perfect. Atâta lumină de... Cel mai rău e iulie-august. Nu e rău. Erau, adică erau. Și erau de căldură. Îți mai ia acri struguri atunci. Sacri erau de tot. La 2000 de euro mănânci la struguri o vie întreagă, o podgorie. Da.
Dar recomandăm întotdeauna cu mare... Cine își dorește lux și vrea să meargă într-o zonă în care vacanțe să se simtă... fără griji. Da, fără gândiți-vă, griji. Familii de prieteni care se duceau în concediu și cred că am mai spus asta odată și țineau socoteala. Mi-ai plătit o cafea, copilul tău i-a luat o înghețată la mic, trebuie să-ți dau 2 euro, trebuie să-ți dau 50 de cenți. Se duc acolo, toți au plătit, copiii se duc și și-au ce vor ei, mai puțin alcool, că au altă culoare de brățară și dacă n-au 18 ani. Bine, dar și alcoolul e la liber. Da, nu, trimis copilul să-ți aducă o bere, că nu-i dă. Nu copiii, dar adulții, dacă vor să bea 10 beri, 10 beri. Deci, am văzut persoane care dau atâția bani, se instalează la bar și nu mai miște. E problema lor. Da, dacă da, au vrut omul să facă un concediu. Da, un sistem tipic, nu ne zicem balcanic, dar turcii l-au inventat. Ia mergeți voi prin Germania și încercați să dați all inclusive, să vedeți și vă ceartă nemții. Ce all inclusive îți trebuie, mă? Ia, cât vrei, vrei o cola? Cum era la tine în cameră cu cola? 5 euro. Să fie bine, nu? Adică dacă tot ai venit la hotel, ce? Hotelurile astea și minibarurile se reîncarcă zilnic și nu. Și sunt gratis. Păi tot all inclusive. De asta vă spun că dacă găsești în Germania un hotel de 40 de euro, zici că ce afacere ai făcut. Și 40 de euro mai te costă mâncarea. Fii liniștit, că dai numai pe băutură încă 40 de euro, da. Da. Asta este. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc! Antalya, destinația pe care vă recomandăm cu drag, Nessus Travel, agenția care vă duce în cele mai tari și frumoase vacanțe. Ne revedem după reclame!